ce fac, doresc să înalț numele Tău. Tot ce am iunat, primit din mâna Ta, Te iubesc, mă chin și-ți mulțumesc. În brațul Tău divin de Tată, Tu mă ocrotești zi de zi mereu. Doamne Dumnezeu, de grijă-mi porți cum nimeni altul n-ar putea nici când, Domnul meu iubit, credincios și sfânt, depind de Tine. Domnul meu, prin tot ce fac, să-nalți numele Tău. Tot ce am i-un dar, primit din mâna Ta, Te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Atât cât voi avea suflare, prin purtarea mea, calea către Tine, Doamne, o voi mărturisi și-ntr-o zi în cer. Tu mă vei primi, depind de Tine, Domnul meu, prin tot ce fac, doresc să-nalți numele Tău. Tot ce am i-un dar, Hristos a înviat! Este o adevărată bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Vă mulțumim foarte mult pentru primirea care ne-ați făcut, atât vineri seara, cât și în dimineața asta. Mulțumim pentru rugăciuni, mulțumim pentru susținere. În primul și primul rând, vreau să vă aduc salutul din partea Universității Emanuel din Oradea, o universitate care este în parteneriat cu biserica dumneavoastră de mai multă vreme și de obicei îmi place să spun că mă bucur să văd foști studenți, actuali studenți și viitori studenți. Așa că am să-mi cer iertare de la frații mai în vârstă dacă o să mă tot întorc în partea stângă, pentru că i-am identificat pe tineri. Cred că fratele Dobrin special i-a pus cu o cântare ca să știu la cine să mă adresez. Am să-mi cer iertare, nu sunt predicator, sunt mai mult un dascăl care, că vreau, că nu vreau, am ticuna pune întrebări și aștepta răspunsuri din partea studenților. Vin înaintea dumneavoastră cu câteva anunțuri vis-a-vis de potențiale proiecte pe care le putem face împreună cu biserica dumneavoastră și cu Universitatea Emanuel. O dată special pentru liceeni, în săptămâna altfel, care de obicei se întâmplă primăvara, avem ceea ce se numește evenimentul Quo Vadis Juvenis. Este un eveniment în care invităm tineri, special liceeni din toată țara, să vină la Universitatea Emanuel, să petreacă două zile în Universitatea Emanuel, dar mai important decât să petreacă timp la Universitatea Emanuel, îi îndemnăm să-și pună întrebări. Să-și pună întrebări vis-a-vis de ce dorește Dumnezeu cu viața lor. Tocmai asta este și tema: încotro tinere, unde vrei să te duci? Pentru că Dumnezeu a hărăzit în așa fel încât cele mai importante decizii în viața unui om să le facă la vârsta aceea foarte fragedă și important să hotărească pe cine să slujească, împreună cu cine să slujească și unde să slujească. Al doilea eveniment pe care îl facem de obicei toamna este o conferință pastorală și invităm lucrătorii dumneavoastră care vor să vină la părtășie împreună cu alți frați, în care să putem să deschidem Scriptura împreună, să ne uităm, să vedem ce vrea Dumnezeu să facem. Al treilea eveniment pe care îl facem la facultatea de management, facultate pe care o reprezint, este un eveniment intitulat Summitul de Integritate pentru Prosperitate. Îl facem în parteneriat cu agenția internațională Transparency International, care este agenția numărul 1 împotriva corupției la nivel global, și planul este să avem 5 sau 6 evenimente în diferite orașe în România pe această temă, pe tema integrității care generează prosperitate. După cum vedeți, în jurul nostru avem foști candidați la președinție care astăzi sunt în pușcărie și avem foarte mulți oameni pe care până ieri, alaltă ieri, am crezut oameni de treabă și care se dovedește că nu au fost.
Anul trecut am făcut două evenimente, unul la București care a început, al doilea la Bistrița. Săptămâna viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, vom fi la Timișoara și se preconizează și avem invitații să fim undeva în iunie, iulie, anul acesta la Sibiu. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să intrați în parteneriat împreună cu noi, este un eveniment de o jumătate de zi, special pentru oameni care sunt implicați în domeniul administrativ și economic și este și gândit și un eveniment de evangelizare, în care punctul nostru de vedere, punctul scriptural de vedere, să poată fi prezentat atât din perspectiva credinței noastre, cât și din perspectiva istorică. Vă rugăm frumos să ne purtați în rugăciune. Dumnezeu v-a chemat pe dumneavoastră la o lucrare specială, Dumnezeu ne-a chemat pe noi la o lucrare specială. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru tânăra generație, rugați-vă pentru că cred că astăzi, în 2015, trăim vremurile cele mai bune și cele mai groasnice. Pe de o parte, niciodată n-am avut așa multe oportunități, niciodată n-am avut așa multe uși deschise, suntem liberi să călătorim în toată Europa, avem tehnologie, avem de toate. Pe cealaltă parte, materialismul, secularismul își pune cuvântul și vedem tot mai mult din necredința Occidentului că începe să vină și la noi în țară și vedem tot mai mulți dintre credincioși care își pierd credința. În dimineața de astăzi aș dori să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să studiem tema pe care o studiază creștinismul astăzi, și anume Duminica Tomii. Și de la început vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că săracul Toma este cunoscut ca și Toma Necredinciosul. Dacă vedeți și titlul pe care l-am pus acolo, vreau să ne focalizăm nu la Toma așa cum a fost, ci la Toma așa cum a fost după ce Domnul Iisus Hristos l-a transformat, și anume la credință. Mesajul meu va fi în această dimineață despre credință, așa că am să vă invit să ne ridicăm, să citim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris la Ioan capitolul 20, dacă ne merge tehnica. I-am dat drumul. Așa, Ioan capitolul 20, de la versetul 24 până la versetul 29. Toma, zis geamănul, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis: am văzut pe Domnul. Dar el le-a spus: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a spus: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a spus Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Am să invit un frate îndemnat de Duhul Domnului să ceară binecuvântare peste cuvânt și peste inimile noastre a tuturor. Doamne, ne închinăm înaintea Sfințeniei tale și îți mulțumim că încă o zi ne-ai dat cuvântul tău. Cuvânt prin care să ne vorbești, cuvânt prin care să ne ridici. Cuvânt prin care ne chem la Tine să ne punem încrederea, nădejdea noastră în Tine. De aceea te rugăm, sfințește viețile noastre prin cuvântul pe care ni-l dai în această zi. Amin, te rugăm. Inimi deschise, ascultătoare și împlinitoare ale cuvântului. Și te rugăm în mod deosebit, Doamne, revarsă plinătatea Duhului Tău cel Sfânt peste robul Tău. Ai milă, te rog frumos. Să fie slăvit prin tot ceea ce faci prin El în dimineața aceasta. Mulțumim că ne asculți. Fii binecuvântat. Amin. Amin. Vă rog să pați locurile. Pe cei mai mulți dintre noastre nu vă cunosc, dar presupun că cei mai mulți dintre noastre sunteți pocăiți. Tocmai de aceea, mesajul meu din această dimineață este un mesaj pentru un pocăit necredincios. Și prima dată când auzi acest termen este: stai puțin, se poate să fii și pocăit și necredincios? Da, se poate. Și în această dimineață îl sărbătorim pe Toma, care a umblat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani de zile, care a văzut minunile Domnului Iisus Hristos, care a ascultat învățăturile Domnului Iisus Hristos și mereu evangeliștii ne spuneau că el îi învăța nu ca învățătorilor, ci ca unul care avea putere. Îi captiva, îi mesmeriza cu învățăturile lui.
Ca unul care a auzit prorociile Domnului Iisus Hristos, care a spus foarte limpede: mă duc la Ierusalim, voi fi răstignit, voi muri și după aceea voi învia. Un om care a petrecut 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos și care totuși a fost necredincios. Se prea poate ca cineva în această dimineață să fie un pocăit necredincios. În experiența mea, pentru că lucrez aproape în exclusivitate cu pocăiți, de regulă pocăiții necredincioși sunt oamenii care sunt dezamăgiți de Dumnezeu. Oamenii care au avut așteptări de la Dumnezeu. Oamenii care și-au făcut planuri, unii dintre ei poate chiar au avut promisiuni. Fete peste care a trecut vremea și Dumnezeu le-a promis că se vor mărita și nu se mai mărită. Oameni care așteaptă să-și găsească un loc de muncă și tot șomeri sunt. Oameni care au avut anumite așteptări de la Dumnezeu, tineri care au terminat teologia și au așteptat ca Dumnezeu să cheme în lucrare în ogorul său și se uită în dreapta, se uită în stânga și nu mai este nicio chemare. Chiar odată spuneam studenților că dacă o să am suficient de mult timp, voi scrie o carte intitulată Dezamăgit de Domnul. Pentru că chiar dacă nu spunem vorbele astea, chiar dacă nu declarăm foarte tare, mulți dintre noi suntem dezamăgiți de Domnul. Exact ca și cei doi în drum spre Emaus care au verbalizat această dezamăgire și au spus: noi trăgeam nădejdea. Probabil că și Toma a fost dezamăgit de Domnul. Nu știm ce așteptări a avut Toma. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, știm foarte puține lucruri despre Toma. Sunt totuși 2 lucruri și aș vrea să încep mesajul meu prin a răspunde la o primă întrebare, și anume: de ce a fost Toma un necredincios în ciuda faptului că a stat lângă Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate? În ciuda faptului că a văzut minunile Domnului, a văzut umblând pe apă, a văzut mulțind pâinile. Cei mai mulți cercetători spun că prima problemă pe care o avea Toma era temperamentul lui. Se pare că era un introvert predispus spre negativism. Și un pasaj pe care îl avem despre Toma este în Ioan capitolul 11. Contextul este când a aflat ucenicii și Domnul Iisus Hristos că iudeii vor să-l omoare și s-au dus la mormântul lui Lazar și Domnul Iisus Hristos spune cuvântul și a îndreptat privirile ațintite către Ierusalim și a spus: vom merge în Ierusalim. Și Toma aruncă o vorbă foarte interesantă. Citiți împreună cu mine. Atunci Toma, zis geamănul, a zis către ceilalți ucenici: haideți să mergem și noi să murim cu el. Probabil că prima problemă pe care a avut Toma a fost ADN-ul lui, a fost temperamentul lui. A fost din născare, din firea lui, un om predispus spre negativism. Acum vreau să fiu foarte atent, dar observația mea ca unul care am locuit aproape 15 ani în Statele Unite ale Americii este faptul că noi ca și nație români suntem predispuși spre fatalism. Nouă ne place foarte mult Miorița. Avem în noi o predispoziție către lucrurile negative. Și avem vorbe de genul următor: diferența dintre optimiști și pesimiști. Optimistul spune: nu se poate mai rău de atâta. Și pesimistul spune: ba, se poate. Ba, se poate și mai rău de atâta. Optimistul vede jumătatea plină a paharului, pesimistul vede partea goală a paharului. Dacă vede o tablă albă și un punct negru, pesimistul spune: îi murdar. Stai că 99% e alb. Nu, nu contează, îi murdar. Probabil că și Toma era de felul acesta. Și Toma era predispus spre acest negativism. Și negativismul, ascultați-mă cu foarte mare atenție, dacă nu este verificat, dacă nu este vindecat de puterea Domnului Iisus Hristos, dă în fatalism. Ați văzut vreodată vreun om fatalist? Care nu mai are rost să trăiască dimineața? Care nu mai are rost să vorbească? Te uiți la el și încerci să-l entuziasmezi și încerci să îi povestești una și alta și săracul stă și parcă de-abia își trage picioarele. Nici nu mai vorbește bine, ci doar scoate niște sunete. Așa. Frate, dar cu tare. Dar de ce nu te-ai dus? Are niște sunete, are o atitudine incredibilă. Aveți mare grijă, un negativist când ajunge la partea de a fi un fatalist devine contagios. Stai cu el mai multe ore și deja începi și tu să vezi lucruri exact ca și el. Spui: da, mă, nu se poate nimic. Da, într-adevăr, ni s-a închis orizontul, da, într-adevăr, nu avem absolut nimica. Optimiștii sunt acei oameni care văd viața ca o serie de evenimente pozitive,
întrerupte din când în când de câte o chestie negativă. Un optimist, când trece printr-o problemă, spune: fii pe pace, nu-i nicio problemă, se va rezolva. Vom ieși de aici. Un pesimist vede viața ca o serie de evenimente negative întrerupte de câte o chestie pozitivă. Un pesimist, când trece printr-o experiență bună, plăcută, spune: stai, așteaptă un pic. Așteaptă un pic că o să-și revină viața. Iar o să ajungem înapoi. Iar o să fie necazuri. Cam ăsta era Toma. Toma era un negativist din convingere, era un pesimist și ca urmare ne uităm la al doilea mare păcat al lui, și anume îi plăcea singurătatea. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Știu că sunt unii introverți dintre noi cărora le plac singurătatea, le plac să stea, să citească, să fie într-o bibliotecă, însă, frați și surori, este un foarte mare pericol și uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu care subliniază apostolul Ioan în Ioan capitolul 20 cu versetul 24, spune specific: Toma, zis geamănul, unul dintre ucenicii cei 12, nu era cu ei. Diferența, pentru că întrebarea este cine are dreptate, optimiștii sau pesimiștii? Diferența nu este dreptatea, diferența este comportamentul. Și pesimistul care are necredință în mintea lui, care nu crede în lucrurile care le-a văzut, pesimistul care are un filtru negativ în mintea sa, se uită la viață și spune: păi nu mai are rost. Și te uiți la el și de foarte multe ori se implică în comportament autodestructiv. Mai ți-am făcut o intermediere, să te duci să-ți găsești de lucru. Te-ai dus? Păi, nu a venit autobuzul. Păi cum nu te-ai dus, mai omule? Mai ai sunat? Da, n-ar rost să mai sun. Dar de ce spui că nu mai are rost? Că știu eu că n-ar rost, că nu mă angajează. Vedem acest păcat al lui Toma care vine în singurătate. S-a sustras. Măi, mai rău să mergi la biserică? Da, după ce? Frate, am încercat de atâția ani să scap de păcatul ăsta, am încercat de atâția ani și mă lupt cu cutare sau cutare chestie, dacă eu nu mă pot mântui de problema respectivă, dacă nu pot scăpa de ispita respectivă, nici nu mai are rost să mă duc la biserică. Nici nu mai are rost să mă rog. Nici nu mai are rost să citesc din Biblie. Că ce rost are? Aș vrea să atrag atenția tuturor celor dintre noi care avem această predispoziție spre negativism, spre pesimismul lui Toma, că și noi s-ar putea să fim necredincioși. Și noi s-ar putea să fim niște oameni care încetul cu încetul ne îndepărtăm. Evrei capitolul 12 cu 1 ne spune să fim foarte atenți la păcatul care ne confruntă direct, așa-i? Nu. Care ne înfășoară așa de leste. Care ne înfășoară așa de lesne, fără să ne dăm seama, fără să realizăm ce se întâmplă în dreapta și în stânga noastră, dintr-o dată ne găsim încorsetați, înconjurați de acest păcat, dintr-o dată ne vedem singuri, dintr-o dată vedem că în mintea noastră, în imaginația noastră, tot ceea ce interpretăm sunt lucruri negative, că las că știu pe pocăiți. Lasă că Dumnezeu nu are grijă. Da, promite Dumnezeu, dar Dumnezeu nu dă întraistă. Da, lasă-mă. Și găsim tot felul de vorbe și găsim tot felul de lucruri care să justifice singurătatea, ca să justifice necredința. Partea frumoasă a pasajului pe care l-am citit este că Domnul Iisus Hristos îi iubește pe negativiști. Dacă ești aici în această dimineață și ești un pesimist, vestea bună este că Domnul te iubește. Poate că eu, fiind așa un extrovert, ți-aș spune vreo câteva. Dar Domnul te iubește. Domnul te iubește. Domnul se duce și vine la tine exact acolo unde ești. Observați, vă rog frumos, cu siguranță toți ucenicii au avut mari îndoieli. Dar Evanghelile ne spun că doar lui Toma și lui Petru Dumnezeu le-a făcut un hatâr special, unicat, special pe personalitatea lor. Și vine Domnul Iisus Hristos o săptămână mai târziu și se apropie de Toma și îmi place foarte, foarte mult. Domnul Iisus Hristos îi confruntă păcatul lui Toma. Și probabil că asta este o întrebare în mintea noastră. Frate, dar a fi un pesimist e păcat? Da. Frate, e păcat să fii un negativist? Da, e păcat, pentru că nu e scriptural. Nu e biblic. Nu poți fi un pocăit și să nu crezi în puterea lui Dumnezeu.
Nu poți fi un pocăit care să declari că crezi că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, că avem biruința și tu să străiești viața așa, de pe o zi pe alta, târându-te. Se spune că undeva într-un sătuc era un om mai în vârstă, un bătrân, care stătea așa pe prismă și un student de la teologie, de la Universitatea Emanuel, s-a dus pe acolo să-l vadă și spune: ba, ce bună ziua, bună ziua, dar ce faceți? Păi citesc Scriptura. O, ce bine, slavă Domnului, sunteți pocăit. Da, da, sunt pocăit. Bă, ce citiți, frate? Din Apocalipsa. A, frate, Apocalipsa e carte dificilă. E carte grea, e cu escatologie, cu venirea Domnului, înțelegeți? Și fratele în vârstă se uite și spune: nu știu, băiete, ce spui, dar e foarte simplu. Frate, nu e chiar așa de simplu, că acolo e greu, știți? Noi la Emanuel am făcut semestre întregi de teologie, de interpretări, ce-o spus unul, ce-o spus unul, ce nu, ce e foarte simplu, e foarte simplu. Până la urmă noi câștigăm. Până la urmă noi câștigăm. Da, s-ar putea să fie o carte complexă, s-ar putea să fie multe metafore, s-ar putea să fie multe imagini, dar această idee, această convingere că până la urmă noi câștigăm, nu ne dă voie să fim pesimiști. Nu ne dă voie să fim fataliști, ca unii care știm că Dumnezeu controlează totul, că Dumnezeu nu lasă un fir din capul nostru, din părul nostru să cadă fără știința Lui, nu ne putem permite. Aveți grijă, pentru că poporul Israel în trecut spunea: soarta noastră este trecută cu vedere. Nu știe Domnul. Domnul ne-a uitat. Nu ne-a uitat Domnul. Noi suntem cei care ne-am sustras. De aceea îmi place așa de mult dragostea Domnului Iisus Hristos care se apropie de Toma și observați, vă rog frumos, în primul și în primul rând nu îl mușamalizează, nu îi mușamalizează păcatul. Nu spune și spune, nu vine la Toma și spune: măi Toma, tu ești mai special. Măi Tom, acum înțeleg, probabil că ai fi avut probleme în trecutul tău, în copilăria ta, știi tu cum e să fii frate geamăn, vai, greu, tot timpul ești trecut cu vederea, nu știi care ești, cum ești. Eu am avut un frate care, nu suntem gemeni, dar era cu 3 ani mai mare, sau cu 3 ani mai mare decât mine și am semănat foarte bine când eram mici. Pe el îl chema Beni, pe mine îl chema Sebi. Până pe la 12 ani, dacă cineva striga Beni, eu răspundeam. Și dacă striga Sebi, el răspundea, că ne confunda oamenii. E greu să fii geamăn. Dar Domnul nu vine să-i scuze necredința, ci Domnul Iisus Hristos în dragoste îi confruntă necredința și spune: Toma, nu fi necredincios. Toma, nu fi necredincios, ci fii credincios. Fii credincios. Și vreau ca așa după cum Toma a devenit un credincios. Și mi-ar place foarte mult dacă i s-ar schimba numele, pentru că de 2000 de ani Toma este Toma credinciosul. Și istoria bisericii ne spune lucrările nemaipomenite pe care le-a făcut Toma, atât în India, cât și în alte părți ale lumii, a fost un credincios. Și cred că ar trebui fiecare dintre noi să fim credincioși ca el. Aș vrea foarte mult ca după această duminică, după acest mesaj, să plecăm de aici întăriți în credința noastră. Doamne ferește să plecăm de aici justificați în negativismul nostru și necredința noastră. Doamne ferește ca cineva să înțeleagă că dacă Toma a fost necredincios, păi pot și eu fi. Păi ce să fac, asta este. Păi dacă așa eu, păi dacă așa-mi e ADN-ul meu, nu-i adevărat. Necredința este un păcat și Domnul Iisus Hristos l-a iertat, l-a vindecat de acest păcat și a spus lui și ne spune nouă: fiți credincioși. Ce înseamnă să fii credincios? Ce înseamnă să fii credincios? Vă rog să întoarceți împreună cu mine la Evrei capitolul 11, pentru că este capitolul credinței. Este fără dar și poate capitolul meu preferat din Sfânta Scriptură. Și este capitolul meu preferat din Sfânta Scriptură datorită faptului că Dumnezeu a folosit oameni ca și dumneavoastră și ca și mine să facă niște lucruri extraordinare. Dumnezeu a folosit niște oameni cu multe slăbiciuni, cu multe scăpări, cu multe păcate, să transforme lumea în care noi trăim. Vă recomand să recitiți Evrei capitolul 11 cu ocazia zilei lui Toma credinciosul și vă recomand și dumneavoastră să fiți credincioși. Evrei capitolul 11 versetul 1 ne dă definiția a ce înseamnă credința și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și aici aș vrea să fac o distinție între oamenii credincioși și oamenii necredincioși. Oamenii necredincioși trăiesc prin vedere.
Oamenii necredincioși sunt experți în a povesti ceea ce este. Și o frază clasică care se aude la noi în România este: hai să spun cum e la noi. Lucrez cu foarte multe corporații, ca și trainer și coach la firme, consultant, și când intru în firma respectivă, la prima pauză, 2-3 mă asaltează, spune: domn profesor, hai să vă spun cum e la noi. Hai să vă spun cum e la noi. Dacă aș sta o săptămână în Sibiu, cu siguranță cineva m-ar acosta în stația de autobuz și mi-ar spune cum e la noi. Și ar începe să-mi dea listă după listă după listă de ce nu merge. Din nefericire, și nu știu dacă se întâmplă la Sibiu, dar în prea multe biserici e exact același fenomen. Frate, hai să spun cum e la noi. Hai să spun că la noi nu merge nici cu tare, nici cu tare, nici cu tare, nici la predică, nici la cântare, nici la cutare. Și oamenii se delectează, oamenii se întrec în a spune ce nu funcționează. Spre deosebire de oamenii necredincioși, oamenii credincioși sunt experți în a spune cum pot lucrurile fi. Ascultați-mă cu mare atenție. Sunt experți în a spune cum pot lucrurile fi. Lucruri nevăzute care pot aveni în devenire. Și credința este o încredere neclintită în lucruri nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În Sfânta Scriptură avem nenumărate exemple de oameni pentru care s-a rugat cineva să li se deschidă ochii minții. Țineți minte, în Vechiul Testament, Elisei avea un slujitor. Și într-o bună dimineață s-a trezit slujitorul, s-a uitat de jur împrejurul cetății și a spus: doh, domnul meu, suntem înconjurați, suntem pierduți. A venit armata sirienilor. Vom fi distruși. Și Elisei, într-un calm incredibil, se roagă și spune: Doamne, te rog frumos să-i deschizi ochii. Să vadă lucrurile nevăzute. Care era realitatea? Realitatea era că mulți mai mulți erau cu noi decât erau împotriva noastră. Realitatea era că îngerii Domnului erau de jur împrejurul nostru. Trăsătura omului credincios, și vă rog să mă uitați lucrul acesta, iertați-mă, e defect profesional, asta spun tot timpul studenților, prima trăsătură a unui om credincios este că vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Frați și surori, dacă nu vedeți lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, rugați-vă ca Dumnezeu să vă deschidă ochii minții. Dacă vă uitați la realitatea dumneavoastră doar din perspectiva umană, dacă vă uitați la viața din jurul dumneavoastră doar din perspectiva lipsurilor, a bolilor, a neajunsurilor, a deficiențelor, veți avea foarte mari probleme. Mai devreme sau mai târziu, iarăși veți fi necredincios, iarăși veți fi fataliști. Credința înseamnă să vezi lucrurile așa cum ele pot fi. Să le vezi din prisma lui Dumnezeu. Câteva sinonime pe care noi le folosim în limbajul nostru românesc pentru credință sunt, și cel mai des întâlnit cuvânt, este cuvântul mentalitate. Mentalitate. Credința noastră este mentalitatea noastră. Este perspectiva noastră. Este punctul nostru de vedere. Credința are de-a face cu vederea lucrurilor așa cum le vede Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vă rog o să le subliniați este că Dumnezeu este un Dumnezeu al îmbunătățirii. Dumnezeu nu vrea ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Dumnezeu nu-și dorește ca lucrurile să fie sub stăpânirea celui rău. Cel rău este expert în a distruge. Cel rău este expert în a perverti viața oamenilor, dar și viața fizică. Cel rău este stăpânitorul a cele de-a doua lege a termodinamicii. Ce spune asta, studenți? Ce spune a doua lege a termodinamicii? Orice lucru merge de la bun la rău. Dacă pui o ogradă și o lași acolo timp de 5 ani de zile, ce se întâmplă? Încep să crească lucruri frumoase, nu? Nu, burieni. Natural. Dacă clădești o casă frumoasă și o lași părăsită 5 ani de zile, ce se întâmplă? Se denigrează. Asta este lucrarea fizică a celui rău din domeniul spiritual. El distruge. Viața unui om este creată de Dumnezeu bună și cel rău este expertul în a distruge viața aceasta. Asta e expertiza lui. Dumnezeu, în bunătatea lui, în puterea credinței, vrea să îmbunătățească.
cu riscul de a fi controversat, a trăi prin credință înseamnă a trăi cu riscuri. Nu spun aici să-ți iei riscuri nebunești, dar ceea ce înseamnă este oamenii care trăiesc prin credință riscă. A trăi viața de credință cu Domnul trebuie să riști, trebuie să fii gata să pierzi. Trebuie să fii gata să fii persecutat, să fii vorbit de rău. Trebuie să fii gata câteodată din perspectiva umană să pierzi. Vă rog cum o să citiți cu foarte mare atenție lista oamenilor lui Dumnezeu din Evrei, capitolul 11, și veți vedea câți dintre ei au fost ratați din perspectiva umană. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit printre peșteri, ei au fost în cojoci, au umblat, au fost tăiați cu fierăstrău, au fost, am spune noi, niște ratați. Nu, n-au fost ratați. Au fost niște oameni care au riscat cu Dumnezeu. Avram a lăsat în urma sa cetatea și civilizația Urului și a mers într-o cetate care nu știa ce se întâmplă acolo. Moise a hotărât să nu fie fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai degrabă să meargă împreună cu un popor de robi, de sclavi. Pentru că a riscat, a trăit prin credință, a transformat. Și spune cuvântul atât de frumos la versetul 8, de aceea lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să fie Dumnezeul lor. Oamenii care au credință sunt plăcuți lui Dumnezeu. Și uitați, vă rog frumos împreună cu mine, versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Dragilor, dacă cumva doriți să rămâneți la stadiul de necredincioșie, am o veste foarte proastă pentru dumneavoastră. Și vestea aceasta este că Dumnezeu nu este mulțumit de dumneavoastră. Nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu ca fataliști. Nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu ca negativiști, ca necredincioși. Este nevoie să trăim prin credință. Știți care este problema pe care o observ eu? Problema pe care o observ eu este că sunt foarte mulți oameni care pretind că au credință, dar n-au fapte. În special în nația noastră, și vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, iubesc România, m-am întors în România, trăiesc în România, dar observ că suntem o nație de credincioși fără fapte. Toată lumea spune că sunt credincioși, unii spun că sunt buni credincioși. Și te uiți la viața lor și nu prea sunt fapte. De aceea vă rog cum o să întoarceți împreună cu mine la un alt pasaj, probabil mai controversat decât Evrei, capitolul 11, și anume Iacov, capitolul 2. Pentru că Iacov vorbește despre validarea credinței, despre dovedirea credinței, pentru că până acum, de lucrurile pe care le-am discutat, mentalitate, perspectivă, punct de vedere, sunt lucrurile care sunt la nivelul minții. Și foarte interesant, noi oamenii avem o predispoziție incredibilă de a ne auto-înșela. Vreau să dau o temă de casă tinerilor, nu știu dacă e voie. Vreau să le dau lor o temă de casă, să citească o carte sau să facă un Google search, cartea lui Dan Ariely, The Honest Truth About Dishonesty. Adevărul despre minciună. Cum mințim pe toată lumea, în special pe noi. Este o carte scrisă de un economist în urmă cu 4 sau 5 ani de zile, nu-i creștină. Și a făcut un studiu extraordinar, în special pe oamenii din domeniul bancar, care în perioada 2006-2008 au intrat într-un proces de înșelătorie la nivel astronomic. Și fiecare dintre ei se credeau buni credincioși. Fiecare dintre ei se credeau buni experți, buni profesioniști, oameni etici. Oameni cu un standard moral foarte ridicat, dar de fapt ceea ce făceau în spatele cortinei, mințeau, tâlhăreau la un grad în care în toată țara noastră nu se va vedea niciodată. Și vorbim aici de americani, vorbim aici de englezi, de britanici. Sistemul bancar care s-a auto-înșelat. De aceea aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru toți aceia dintre noi care ne batem cu cărămida în piept și spunem, eu nu-s ca Toma. O, eu nu-s necredincios. Frate, dacă aș fi necredincios, aș fi în biserică duminică dimineața? Dar frate, eu sunt și botezat. Frate, dar eu și slujesc în biserică. Frate, eu fac multe lucruri. Arată-mi credința ta din faptele tale și îți voi spune dacă într-adevăr ai credință.
Haideți să spicuim un pic în acest pasaj. Frații mei, ce ar folosi cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arata credința mea din faptele mele. Și ultimul verset. După cum trupul fără duh este mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Acum permiteți-mi o mică observație. În ultimii 25 de ani, în bisericile neoprotestante, evanghelice din România, a existat o ușoară mișcare împotriva legalismului. Și într-adevăr, legalismul este un păcat. Legalismul are de-a face cu acei oameni care cred că pot face fapte bune și să-și câștige mântuirea. Cel mai bine exemplificat, legalismul este de farisei și cărturarii din vremea Domnului Iisus Hristos și mai târziu din vremea apostolilor. Oameni care erau plini de sine, oameni care erau foarte mândri, oameni care erau tot suficienți, oameni care n-aveau nevoie de Harul Dumnezeu și spuneau, noi facem foarte multe fapte bune, ca urmare Dumnezeu ne acceptă. Foarte, foarte frumos Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat acea pildă dintr-un vameș și un fariseu, care s-au dus amândoi la templu. Și fariseul s-a dus să explice lui Dumnezeu cât de binecuvântat este el că îl are de slujitor. Și a început să enumere toate faptele bune pe care le face. Și vameșul a spus, ai milă de mine păcătosul. Vă rog să mă iertați, cumva în bisericile noastre neoprotestante s-a ajuns la această învățătură greșită că noi nu mai trebuie să facem fapte bune. Frate, dacă crezi e suficient. Nu știu cum e la Sibiu, dar în Oradea, pentru că suntem aproape de graniță, mentalitatea este următoare. Frate, noi românii cu credința, străinii cu faptele bune. Cu dărnicia. Ei fac fapte bune. Noi nu le trebuie să le facem. Frate, vrei să construiești o biserică? Nicio problemă. Ia-ți trai stambăți, te duci la românii din diaspora, la american, la englez, că ești bun la fapte. Noi nu trebuie să facem. Frate, noi nu mai trăim sub lege, noi trăim sub har. Ascultați-mă cu foarte mare atenție. Poți să dăruiești fără să iubești, dar nu poți să iubești fără să dăruiești. E nevoie de fapte. E nevoie să avem fapte bune pe care să le dovedim în credința noastră. Nu putem să mergem prin a pretinde o credință moartă. Și ăsta este un pericol foarte mare. Care sunt faptele credinței? Sunt foarte multe. Cuvântul lui Dumnezeu este plin. De ce înseamnă un om mântuit? Un om îndrăgostit de Dumnezeu? Un om care trăiește prin credință și care generează faptele credinței? Dați-mi voie să mă rezum la trei categorii. Prima categorie de fapte bune la care suntem chemați fiecare dintre noi, care vor dovedi credința noastră, sau ascultați-mă cu atenție, absența credinței noastre, au de-a face cu înfrânarea firii pământești. Au de-a face cu războiul pe care îl declarăm firii noastre pământești. Romani capitolul 13 este un verset, dar dacă vă uitați, Romani capitolul 5, 6, 7, toate vorbesc despre lucrul acesta. Și învățătura cuvântului lui Dumnezeu este că un om credincios, un om născut din nou, un om care și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, nu mai poartă de grijă faptelor firii pământești. Spune Pavel în Roman, capitolul 13 cu 14, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească pentru a-i stârni poftele. Vă spun cu foarte, foarte mare tristețe, ca unul care am locuit în Occident 15 ani, observ în Occident o indulgență incredibilă față de firea pământească, în special între credincioși. Nu se mai vorbește despre păcat. Nu se mai vorbește despre păcat, ci se vorbește despre scăpare. Învățăturile și predicile preferate în Occident au de-a face cu dragostea.
Frate, dragoste în sus, dragoste în jos, dragoste încolo, dragoste încoace, dragoste peste dragoste. Am un prieten român de origine care și-a terminat studiile în Statele Unite, teologia, și a fost ordinat ca și păstor într-o biserică americană. Tânăr, 20-24 de ani, vă dați seama, un pic neexperimentat, plus un pic de complex de inferioritate, el român, ceilalți toți americani, și era și într-un stat din sud unde nu sunt foarte mulți străini, și Dumnezeu îmi s-a dat har și a propovăduit și timp de 2 ani de zile lucrurile au mers extraordinar. Până ce s-a întâmplat un lucru foarte neplăcut în biserică și un frate a căzut în păcat. El, după cum a învățat în biserica românească, a adunat comitetul și a spus: fraților, e vorba de excludere, hai să vedem ce-i de făcut, dacă e vorba de adunare generală. S-a uitat frații din comitet la el lung și a spus: ce e excludere? Și a spus: păi știți, cum spune Sfânta Scriptură, dacă cineva îl confruntăm, îi spunem să se pocăiască, dacă nu se pocăiește, îl excludem. Frate, noi nu facem așa ceva. Și păstorul nostru, românul nostru, șocat de chestia asta, s-a dus la comunitatea din zona respectivă și au convocat o întâlnire specială și un frate mai în vârstă, un păstor în vârstă, spune: frate, acum 20 de ani a fost ultima excludere pe care noi am făcut-o. Noi credem în har. Noi credem în har. Da, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre har. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre dragoste, dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește între credincioși de o atitudine antifirea pământească. Prima faptă, primele fapte ale credinței sunt război cu firea noastră pământească. Și vreau să vă spun că indiferent că sunteți în vârstă sau că sunteți tineri, fiecare dintre noi, dacă nu avem un război deschis cu firea pământească, dacă nu suntem morți față de firea pământească, față de păcatele firii pământești, vom avea foarte mari probleme. Vom avea foarte mari probleme. Apostolul Pavel, la sfârșitul carierei sale, în Roman, capitolul 7, spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trup de moarte. Nu i-a purtat de grijă, n-a fost indulgent, nu l-a scuzat, nu l-a justificat, ci a avut un război deschis, a avut o răstignire față de firea pământească. A doua categorie de fapte care sunt generate de credință sunt excelența în viață zilnică. Credincioșii, în primul și în primul rând, au un război cu firea lor pământească, în al doilea rând, în relațiile cu oamenii, sunt excelenți. Și avem acolo învățătura Domnului Iisus Hristos din predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetul 16: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Întrebarea este: care fapte bune le văd oamenii din jurul nostru? E foarte la îndemână să spunem: păi, faptele bune pe care le fac frații prezbiteri. Comitetul. Cei care sunt sus pe platformă ar trebui să facă fapte bune, altfel nu-i mai lăsăm pe platformă. Amin. Amin. Să facă cei care urcă pe platformă fapte bune și suntem foarte conștienți, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că cei care dăm învățătură vom primi o judecată mai aspră. Însă, Matei capitolul 5 este pentru toți credincioșii. Domeniul în care noi putem face cele mai multe fapte bune este în domeniul profesiei noastre. Știu că aici sunt foarte subiectiv, pentru că sunt din domeniul afacerilor, sunt în domeniul muncii, dar nu știu de ce noi, pocăiții din România, în mare măsură ne-am pierdut atractivitatea în ceea ce privește cariera noastră. Spun lucrul ăsta cu toată responsabilitatea, pentru că sunt în Sibiu și probabil că știți dumneavoastră că aici, în Sibiu, când a venit credința prima dată, în urmă cu 400 de ani, prin frații germani care s-au venit aici, proaspeți din reforma lui Luther și a lui Calvin, au venit aici și prima lor trăsătură, știți care a fost? Hărnicia. Oamenii n-au auzit învățătura lor, oamenii n-au auzit credința lor, n-au fost la bisericile lor, nu au fost la slujbele lor. Primul lucru care au văzut a fost hărnicia, corectitudinea. Corectitudinea. În urmă cu 2 ani de zile, în revista istorică din România, revista necreștină, a fost un articol întreg despre convertirea lui Ion Trifa, liderul de la Oastea Domnului.
care în 1923 era parte din Biserica Ortodoxă, un preot ortodox și era undeva într-un sat în Munții Apuseni și se spune că a venit un pocăit în satul lui și câțiva săteni a venit la el și a spus repede, repede, trebuie să-l persecutăm că nu e ortodox ca noi. Și Iosif Trifa, fiind un preot tânăr, s-a dus la liderul satului, la un gospodar. Și a spus, uite, a venit pocăitul ăsta în sat și sătenii spun că ar trebui să luăm măsuri, să-l scoatem afară. Și gospodarul se uită la el și spune, părinte, dar ce ai cu el? Nu bea, nu fumează, îi gospodar, muncește, toată gospodăria lui în rânduială, animalele sunt în rânduială, grajdul-i curat, holdele curate, ce ai cu el? Și spune Iosif Trifa, lucrul acela m-a urmărit. Și mărturia acelui pocăit a determinat convertirea mea, venirea mea la credință. Frați și surori, nu toți suntem chemați să venim pe platformă. Nu toți suntem înzestrați să cântăm. Nu toți suntem înzestrați să slujim în biserică, dar fiecare dintre noi avem un amvon la locul de muncă. Motoul universității noastre este integritatea și excelența. Cam toată lumea știe despre integritate. Da, dacă vrei să fii creștin, dacă vrei să fii pocăit, fii pocăit. Daniel, capitolul 1 cu 8. Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Și de regulă, cei mai mulți pocăiți se opresc acolo. Dar știți că există și Daniel, capitolul 1, versetul 20 și 21? În care ni se spune că în toate lucrurile în care l-a întrebat Nebucarnețar pe acești tineri, au fost de 10 ori mai înțelepți, de 10 ori mai destoinici decât toți ceilalți. Ce înseamnă să faci fapte bune la locul de muncă, la școală, în profesia ta, este să fii între primii 10% din domeniul în care ești. Oamenii să se uite la tine și numai să-i dea slavă lui Dumnezeu. Spune, domnule, un dulgher ca ăla, incredibil. Domnule, când pune el mâna, pune Dumnezeu mila. Domnule, un instalator ca ăla, domnule, un mecanic ca ăla, un programator, o asistentă, o mamă, o gospodină, incredibil! Nu știu de unde a intrat în cultele noastre neoprotestante din România această idee că noi ca pocăiți trebuie să fim undeva la capăt. Nu știu, deci am auzit de foarte multe ori, frate, noi nu căutăm lucrurile înalte. Eu sunt de foarte multe ori acuzat că întind și spun cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre a fi cap și nu coadă. Dumnezeu ne promite în Deuteronom să fim sus și să nu fim jos, să dăm cu împrumutul și să nu se oprim cu împrumutul. A, frate, aia nu e credința adevărată. Credința adevărată este să stai așa liniștit, să nu te bagi în cutare și în cutare și în cutare. Unde în Scriptură spune lucrul ăsta? O întrebare foarte controversată pe care o am pentru studenții mei este, uitați-vă în Evrei capitolul 11 și încercați să intuiți câți milionari au fost în această listă a credinței Domnului Iisus Hristos. Câți oameni care au fost prosperi și învățătura neoprotestanților care au transformat lumea. Deci realmente, eu am învățat despre ei în programul de MBA în Statele Unite când ni s-a spus despre ce a însemnat etica creștină protestantă. Pentru că am crescut într-o biserică neoprotestantă românească și nimeni n-a spus despre asta niciodată. A trebuit să ajung într-o școală seculară americană și acolo să aud despre ce grozăvie au făcut neoprotestanții mai întâi în Germania, după aceea în Elveția, după aceea în Olanda, după aceea în America și în Anglia, cum au transformat prin această hărnicie, prin această excelență. Prin faptul că aveau în mentalitatea lor, muncește cât de mult poți, economisește cât de mult poți, dăruiește cât de mult poți. Frați și surori, cei mai mulți din cunoscuții, prietenii și vecinii noștri nu vor veni în biserică. Dar ne vor vedea pe noi la locul de muncă. Cei mai mulți dintre ei nu vor sta să asculte o predică de 40 de minute în 3 puncte cu 2 ilustrate. Dar vor vedea comportamentul dumneavoastră. Își vor avea mașinile reparate de voi. Își vor avea serviciile sau produsele voastre cumpărate. Întrebarea este, îi vor da slavă lui Dumnezeu după interacțiunea cu voi? Sau vor spune acea vorbă groasnică care, din păcate, se aude în prea multe orașe și biserici ale României? Numai cu pocăiții să nu-ți faci de lucru. Numai cu pocăiții să nu-ți faci de lucru. Una dintre slujbele mele ca și decan la facultatea de management este să găsesc locuri de muncă pentru absolvenții noștri.
Și vorbesc cu foarte mulți angajatori și spun: frate, domnule, n-ați vrea să angajați studenți buni? Îți pocăiți? Da, atunci n-am nevoie de ei. Dar cum puteți să spuneți vorba asta? Lasă-mă, frate, lasă-mă. Eu l-angajez să muncească, el vrea să facă o oră de rugăciune. Eu îl trimit să rezolve o problemă, să facă vânzări, nu știu unde, el îmi spune că o vostră misiune. Din nou, să nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu se ajută să fac ore de rugăciune, să meargă misiune, dar în momentul când faci lucrurile astea pe banii firmei, pe banii patronului, nu mai este excelență. Oamenii să vadă faptele voastre bune și să dea slavă lui Dumnezeu în profesia voastră, în comportamentul vostru, în școala voastră. Frapant, studenți care copiază. Dar de ce ai copiat, frate? N-am avut timp să învăț. Dar de ce n-ai avut timp să înveți? Am avut repetiție de fanfară. O avut repetiție de fanfară, nu a avut timp să învețe și o copiat. Și în mintea lui, ok. Avem o problemă cu faptele credinței când credem că putem să decupăm învățătura biblică ca să facem alte lucruri. Ultima categorie de fapte sunt evangelizarea. Oamenii care cred, oamenii care sunt în credință, se implică în primul și în primul rând în războiul împotriva firii pământești, 2, excelența în afară, numărul 3, evangelizarea. 1 Timotei, capitolul 2, versul 2 și 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Călătoresc foarte mult, atât în România cât și în străinătate, și de regulă după serviciile de biserică, dar în special după serviciile tineret, mi se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Stau undeva în spate, dau mâna cu tinerii și câte un tânăr vine la mine și zice: vai, îmi pare așa de rău că nu l-am invitat pe cutare sau pe cutare. Și mă uit la ei și spun: de ce? Păi ar fost frumos să vă fi auzit. Zic: dar de ce să mă audă pe mine? Pe tine te-au auzit? Acum, frate Sebi, știți cum e, acum știți să... Măi, tu i-ai spus despre Domnul. Tu ți-ai depus mărturia despre viața ta. Ce se întâmplă în viața ta? I-ai spus vreodată? Acum eu nu știu. Dar eu nu pot. Cumva, cumva a intrat în mintea noastră că evangelizarea este slujba experților. He, nu mai e Billy Graham în viață. Să facem o conferință puternică, să vină la Sibiu, să umple stadionul și toată lumea, să se pocăiască toți vecinii noștri, să nu mai spunem noi nimica. Să nu ne mai expunem noi. Să nu mai riscăm noi cu viața noastră, pentru că evangelizarea este fără dar și poate instrumentul numărul 1 de sfințire a credinciosului. Ascultați-mă cu mare atenție și repet: evangelizarea este instrumentul numărul 1 de sfințire a credinciosului. În momentul când te duci la colegul de servici, la colegul de școală, la vecinul de peste drum și spui: sunt pocăit, cred în cele 10 porunci, cred în plinătatea Duhului Dumnezeu, cred în înfrânare, cred în lucruri pe care nu le cred cei mai mulți din jurul meu, cred în TVA, cred în factură. După aceea nu mai poți să mergi cu o cauă mică. După aceea nu mai poți să începi să zbierci, să urli ca un descrerat la copii și la soție. După aceea nu te mai poți duce să-i spui: vai, scumpă-i reparația aia, nu s-ar putea cumva face să o rezolvăm, că n-are nevoie ponta de atâția bani. Nu mai poți. Dacă vrei să fii sfânt, declară-ți credința, evangelizează, spune oamenilor din jurul tău lucrurile pentru care tu crezi, pentru care tu ești gata să mori, lucrurile pentru care ești gata să sacrifici. Și oamenii se vor uita la tine, s-ar putea să nu te creadă de prima dată, s-ar putea să nu se pocăiască de prima dată, dar te vor privi și în mintea lor Duhului Dumnezeu va avea materie primă ca să proceseze și să-i convingă, să-i cerceteze: tu de ce nu ești ca el? Tu de ce nu-ți poți înfrâna nervii? Tu de ce simți nevoia să furi și de acolo și de acolo și de acolo și de acolo? Și într-o zi, spune cuvântul Dumnezeu, în ziua cercetării, omul respectiv va veni și va spune: fraților, ce să fac ca să fiu mântuit? Fraților, sărbătorim astăzi Duminica Tomii, Duminica lui Toma Credinciosul, care în trecut a fost un necredincios și datorită faptului că a avut un temperament și datorită faptului că a ales să se sustragă dintre credincioși. Dar Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe el și vă poate întâlni pe fiecare dintre noastră.
și să vă spună cu toată dragostea, dar cu toată fermitatea, nu fi necredincios, ci credincios. Mă rog lui Dumnezeu ca să ne dea credința vie fiecare dintre noi în mentalitatea noastră, în mintea noastră. Să conștientizăm că această credință implică să trăim cu Dumnezeu, să vedem lucrurile ca și Dumnezeu. Dar această credință implică fapte. Fapte bune. Fapte de război împotriva firii noastre pământești. Fapte de excelență în interacțiunea unii cu alții și fapte de evangelizare în care să ne deschidem gura și să propovăduim, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Cine se va rușina de mine în fața oamenilor, mă voi rușina și eu de el în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși și nu necredincioși. Amin. Amin.